Deși o distinție atât de importantă dispare complet abia într-o stare aproape psihotică, percepția subiectivă poate influența totuși cu mult înainte, în mare măsură, gândirea, sentimentul și acțiunea, chiar dacă obiectul e văzut limpede în toată realitatea sa. În cazurile în care impactul obiectual, datorită unor împrejurări deosebite, Bună oară datorită unei intensități deosebite sau unei depline analogii cu imaginea inconștientă, răzbate totuși până la subiect, chiar și reprezentantul normal al acestui tip este pus în situația să acționeze conform modelului său inconștient. Ținând cont de realitatea obiectivă, acțiunea aceasta are un caracter fantezist și este, de aceea, extrem de stranie. Dezvăluie dintr-o dată subiectivitatea străină de realitate a acestui tip. Când însă impactul obiectual nu răzbate până la capăt, întâmpină o binevoitoare neutralitate, trădând o relativă neparticipare și având mereu tendința de a calma și de a aplana. Mult prea umilul e înălțat puțin, mult prea înaltul e coborât ceva mai jos, entuziastul e potolit, extravagantul înfrânat, iar neobișnuitul este adus la o formulă corectă, toate acestea spre a menține impactul obiectual în limitele necesare. Tocmai de aceea, tipul acesta are un efect apăsător asupra celor din jur, atâta vreme cât totala sa bună credință nu este în afara oricărei îndoieli. Dar dacă se întâmplă să fie așa, individul devine lesne victima agresivității celorlalți și ținta tendințelor lor dominatoare. De regulă, asemenea oameni îi lasă pe cei din jur să abuzeze de ei și se răzbună apoi, dar nu unde e cazul, prin rezistență sporită și îndărătnicie. În lipsa unei capacități de exprimare artistică, toate impresiile coboară în adâncurile interioare și țin conștientul ca sub o vrajă, fără ca acesta să fie în stare să domine, prin exprimare conștientă, impresiile fascinante. Pentru impresiile sale, acest tip nu are la dispoziție decât oarecare modalități arhaice de exprimare, deoarece gândirea și sentimentul îi sunt relativ inconștiente, iar în măsura în care sunt conștiente, nu dispun decât de banalele expresii cotidiene de strictă necesitate. Ele sunt, deci, total improprii, ca funcții conștiente, să redea în mod adecvat percepțiile subiective. De aceea, tipul acesta este extrem de greu accesibil înțelegerii obiective, mai ales că nici el însuși nu reușește de cele mai multe ori să se înțeleagă pe sine. Pe măsură ce se accentuează, tipul acesta se îndepărtează mai cu seamă de realitatea efectivă a obiectului și rămâne astfel Expus percepțiilor sale subiective, care îi orientează conștientul potrivit sensurilor unei realități arhaice, cu toate că această situație, din lipsa unei judecăți comparative, îi rămâne complet necunoscută. Dar, de fapt, evoluează tot timpul într-o lume mitologică, în care oamenii și animalele, trenurile și casele, munții și râurile îi apar în parte ca zei îndurători, și în parte ca demon voitori. Nu este conștient că îi apar astfel, dar îi influențează judecata și acțiunea ca atare. Judecă și acționează ca și cum ar avea de-a face cu astfel de puteri. Începe să-și dea seama de acest lucru abia atunci când descoperă că senzațiile sale sunt în totală discordanță cu realitatea. Dar are oarecare înclinații spre raționalitatea obiectivă, Resimte drept morbidă această discordanță, dar dacă, din potrivă, fidel iraționalității sale, e gata să atribuie valoare de realitate senzației sale, lumea obiectivă devine pentru el o aparență și o comedie. Dar numai cazurile cu înclinații spre extreme ajung la această alternativă. De regulă, individul se mulțumește să rămână închis în sine și să considere lumea o banalitate pe care o tratează însă inconștient, în mod arhaic. Inconștientul său este marcat mai cu seamă de refularea intuiției, aceasta din urmă având un caracter extravertit arhaic. În timp ce intuiția extravertită are acea ingeniozitate caracteristică, acel nas bun pentru toate posibilitățile realității obiective, Intuiția inconștientă cu caracter arhaic are talentul de a adulmeca toate dedesubturile îndoielnice, întunecate, necurate sau primejdoase ale realității. Pentru această intuiție, adevăratele intenții conștiente ale obiectului nu înseamnă nimic. Ea, adulmecând pe dedesubt toate nivelele arhaice inferioare ale unor atari intenții. Are, de aceea, un mod de-a dreptul primejdios de a sumina, aflat de obicei în cel mai strident contrast cu bunăvoința candidă a conștientului. Atâta timp cât individul nu se îndepărtează prea mult de obiect, intuiția inconștientă are un efect salutar, compensând atitudinea conștientă cam fantezistă, înclinată spre credulitate. Dar când inconștientul intră în opoziție față de conștient, Intuițiile de acest fel ies la suprafață și desfășoară acțiuni nocive, supunând individul unor obsesii și stârnindu-i idei fixe dintre cele mai dezagreabile în ce privește obiectul. Nevroza rezultată de aici este, de regulă, o nevroză obsesională, în care trăsăturile isterice sunt mascate de simptome astenice. Intuiția. În atitudinea introvertită, intuiția se îndreaptă spre obiectele interioare, cum am putea numi pe bună dreptate elementele inconștientului, căci obiectele interioare se raportează la conștient într-un totul analog cu obiectele exterioare, cu toate că nu au o realitate fizică, ci una psihică. Obiectele interioare apar percepții intuitive ca imagini subiective ale unor lucruri care nu pot fi întâlnite în experiența exterioară, ci constituie conținuturile inconștientului, ale inconștientului colectiv, în ultimă instanță. În existența lor, în și pentru sine, aceste conținuturi nu sunt, firește, accesibile niciunei experiențe, particularitate pe care o au în comun cu obiectul exterior. După cum obiectele exterioare sunt doar într-un totul relativ, așa cum le percepem, formele de apariție ale obiectelor interioare sunt de asemenea relative, produse ale esenței lor inaccesibile nouă și ale specificului funcției intuitive. Intuiția are, ca și senzația, factorul ei subiectiv, care în intuiția extravertită este cât se poate de reprimat, dar în cea introvertită devine o entitate dătătoare de măsură. Chiar dacă intuiția introvertită își capătă, poate, impulsul de la obiectul exterior, ea nu se oprește totuși asupra posibilităților exterioare, ci zăbovește asupra celor declanșate interior de cele exterioare. În timp ce senzația introvertită se mărginește, în principal, la percepția fenomenelor caracteristice de inervație prin inconștient și zăbovește asupra lor, Intuiția reprimă această latură a factorului subiectiv și percepe imaginea care a prilejuit această inervație. Dacă cineva are o criză psihogenă de amețeală, spre exemplu, senzația zăbovește asupra aspectelor specifice acestei turburări de inervație și percepe în amănunt toate caracteristicele sale, intensitatea sa, desfășurarea sa în timp, felul în care apare și dispare fără să se ridice însă câtuși de puțin deasupra lor, spre a trece la conținutul din care a provenit turburarea. Intuiția, în schimb, capătă din partea senzației doar impulsul spre a intra imediat în acțiune, caută să vadă de desubt și percepe neîntârziat imaginea interioară care a prilejuit fenomenul manifest, adică amețeala vede imaginea unui om ce se clatină cu inima străpunsă de o săgeată. Această imagine fascinează activitatea intuitivă care zăbovește asupra ei, căutând să surprindă toate amănuntele. Reține imaginea, stăruitor și constată, cu cea mai vie participare, cum se modifică și se desfășoare spre a se pierde în final. În felul acesta, intuiția introvertită percepe toate procesele subterane conștientului cam cu aceeași acuitate cu care senzația extravertită percepe obiectele exterioare. De aceea, pentru intuiție, imaginile inconștiente capătă demnitate de lucruri sau de obiecte, dar, dat fiind că intuiția exclude colaborarea senzației, ea capătă doar cunoștințe insuficiente sau nu ia cunoștință deloc de tulburările de inervație de înrăuririle imaginilor inconștiente asupra corpului. Imaginile apar astfel ca detașate de subiect, ca existente pentru ele însele, fără vreo legătură cu persoana. Ca urmare, intuitivului introvertit, afectat de criza de amețeală din exemplu de mai sus, nici nu-i va trece prin minte că imaginea percepută s-ar putea referi, într-un fel sau altul, la propria sa persoană. Un asemenea lucru îi se pare aproape de neconceput unui om predispus să judece, dar este totuși un fapt real pe care l-am constatat adesea la acest tip.